Oana Lis a făcut primele declarații după cele două săptămâni în care a stat internată în spital alături de Viorel Lis. Cum se simte acum fostul edil? Am fost internați la un spital de recuperare. Amândoi am avut nevoie de recuperare, dar bineînțeles că Viorel mai mult și bineînțeles că eu îi sunt alături. Viața nu este formată doar din clipe de fericire, de petrecere și de bucurie. E formată și din momente grele în care trebuie să fii aproape de partenerul tău. Și eu consider că fac lucrul ăsta cât de bine pot eu. Ajunsese la un moment dat să nu mai facă față durerilor. Iar atunci când ai dureri, fiecare zi ajunge să fie groaznică. Adică nu poți să te bucuri. Să stai în casă, să te uiți la televizor, nu poți dacă ai dureri. În primul rând a fost pentru lucrul ăsta, în al doilea rând și eu, din cauza kilogramelor, am început să îmbătrânesc, au început să mi se umfle picioarele, să am probleme și amândoi am avut nevoie de terapie. Și eu mă simt mult mai bine de când am făcut aceste terapii și Viorel, cu ceva vreme în urmă, atunci când a cerut ajutor financiar pentru tratamentele lui Viorel Lis, vedeta a fost criticată. Ulterior, s-a apărat spunând că nu știa că va fi atât de greu încât să-și pună bani deoparte și că este o fată de la țară, fără educație financiară. Știu că mulți m-au judecat. Că trebuia să avem bani strânși. În primul rând, nici nu am avut sume mari de bani. Pe de altă parte, eu sunt o fată de la țară, nu am avut o educație financiară. Eu nu am știut că o să fie atât de greu, poate mă pregăteam altfel. Până nu ai pe cineva în familie bolnav sau nu ești tu bolnav, nu știi cât de greu este, ce provocări sunt, ce cheltuieli sunt. Eu dacă nu făceam psihologia, nu puteam să-l susțin pe Viorel. Fac cu el exerciții din cărțile de psihologie, de respirație, pe ridicat stima de sine. Nu știu ce fac alți oameni care nu au sprijin. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.